așa arată acum și are 35 de ani. Thing that I like about playing a villain is that you get to live out all of the things that you would never do in real life. Este în realitate Cristana Loken. How was Arnold? Arnold's amazing. He's and I learned a lot by working with him on the fight sequences. So I haven't seen Arnold in a bit, but recently I actually saw one of his sons. Originile norvegiene și stilul de viață se cunosc de la o poștă. Vedeta de 1,80 m înălțime, născută la New York, a fost model înainte de a deveni actriță. Stilul de viață sănătos o însoțește și acum. I'm very active. I love to swim. I'm an equestrian. I ride horses. I hike. Hot yoga. I like to eat healthily, you know, not too heavy foods, lots of fish and vegetables and protein and no bread. No bread? No bread. No sweets? Not often, once in a while. O fi foarte atentă la modul în care arată, dar tot a ajuns în revistele de scandal. A lăsat pe toată lumea mască, declarând că îi plac bărbații, dar și femeile. Cristana Loken nu se află pentru prima oară în România. A mai filmat odată în urmă cu 11 ani și a plecat și cu o amintire. Brought back a Romanian dog with me. So I have had Bobby for almost 11 years. You still have it? Yeah. Yeah. Blonda va participa la o gală importantă la Constanța, apoi se întoarce la filmări. Nu s-a lăsat de actorie, ba chiar are în plan multe proiecte. I'll also be behind the camera producing and maybe even directing.